Chindia a repurtat prima victorie din cantonamentul montan de la Săcele. Echipa pregătită de Silviu Dumitrescu și Sică Bârdeș, lider în clasamentul la zi al play-off-ului din Liga a 3-a, a dispus de modesta Sepsi OSK Sfântul Gheorghe cu scorul de 4-1. Într-un joc disputat pe terenul Covăsnenilor, golurile divizionarei C Dâmbovițene au fost înscrise de Anton Honciu, Văduva și Pârvu. Meciul cu Sepsi a reprezentat al doilea test al târgoviștenilor în perioada de pregătire centralizată. Sâmbătă la Râșnov, Chindia a pierdut cu 0-1 fața divizionarei secunde CS Mioveni. Echipa din Târgoviște încheie vineri cantonamentul, în aceste zile existând șanse mari să fie perfectat un nou amical. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă campionatul, să avem rezultate bune, să promovăm. Da, e posibil ca să avem un meci, încă un meci joi și încheiem stadiul de pregătire vineri. A stabilit și adversarul de joi? E în tratative de un președinte cu mai multe echipe. Nu pot să vă spun că nu știu cu ce echipă jucăm. Patru jucători noi se pregătesc cu Chindia la Săcele: Sândulescu, Roman, Voicu și Keita. În afară acestor jucători, tot ca elemente de noutate, tehnicienii Chindia au cooptat în lotul lărgit patru puști de la grupa de juniori A.